În timp ce petreceau ultimele minute în casa Mireasa în aceeași formulă, le-am auzit pe fete, pe mame, spunându-i Andrei să trimită scrisori, așteaptă vești de la ea din afara competiției și de asemenea de la Andrei. Valentina îi spunea să mănânce o pizza bună și pentru ea, pentru că știți că e mai greu cu fast food-ul în casa Mireasa. Sperăm ca cei doi concurenți să le mai trimită din când în când un gând bun, puțină energie pozitivă, pentru că s-a mai întâmplat, cel puțin în sezonul trecut, țin minte că a părăsit competiția pe la început Alina și încă cineva și apoi ei vorbeau fetele că da, s-au înțeles că o să le trimită scrisori și au uitat de ele, pentru că până la urmă își reiau viața, dar ar fi frumos să păstreze și legătura chiar dacă au foarte puțin timp petrecut împreună în două săptămâni, s-au înțeles bine, cel puțin cu Andreea și băieții cu Andrei și ar fi frumos să, să mai păstreze legătura și după competiție.